Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Orice încercare de corupere a voturilor va fi sancționată dur. Guvernul a elaborat proceduri de intervenție pentru depistarea mitei și organizarea concertelor electorale. Fără NATO nu există pace, iar societatea ar trebui să fie informată despre ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică, o spune ex-ministrul apărării Viorel Cibotaru, reprezentantul Moldovei la NATO. Lista membrilor executivului Găgăuziei propusă de Bașcana Evgenia Goțul ar putea fi agreată la o nouă ședință a adunării populare de la Comrat, care va avea loc miercuri 13 septembrie. Gazprom și-ar putea pierde acțiunile la Moldova Gaz din cauza datoriilor pe care le are la statele europene, spune expertul în energetică Sergiu Tofilat. Este puțin probabil ca gigantul rus să întrerupă livrările de gaz în această iarnă, menționează membrul Consiliului de Observatori la Moldova Gaz. Potrivit lui Tofilat, contractul Chișinăului cu centrala de la Cuciurgan va fi valabil atâta timp cât malul stâng al Nistrului va primi gaz pe gratis de la Moscova. Totuși, expertul în energetică spune că Moldova trebuie să se pregătească de o eventuală deconectare a regiunii transnistrene de la gazele rusești și de posibilitatea de a porni procesul de reintegrare a țării. Acest contract cu centrala de la Cuciurgan își are viață numai dacă o să fie continuate livrările astea de gaz pe geaba de la Gazprom. Noi nu știm și în capul lui Putin. Și de ce eu cred că noi, ca și țară, trebuie să ne pregătim de cel mai prost scenariu. De obicei, deja e tradiție ultimii câțiva ani, că pe 1 octombrie Gazprom ne face surpriză. Banii stânge gazul, banii crește prețul. Exact, exact. De ce dacă pe 1 octombrie, sau mă rog, poate mai târziu, dar înainte de sezonul de încălzire, Putin le dă indicații să stângă gazul, atunci noi trebuie să ne pregătim mai repede din planul de reintegrare. Totuși, acest scenariu este puțin probabil să se întâmple, este de părere Sergiu Tofilat. Dacă transnistrenii rămân fără gaz, Kremlinul va demonstra cât este de impotent, mai spune expertul. Cel mai prost scenariu, dar probabilitatea foarte mică, Gazprom ne-ar putea deconecta gazul iarna asta. Nu cred. Mai curând, iată, expiră în iarna viitoare, decembrie 2024. Contractul de tranzit a gazului în Ucraina și probabil noi până atunci deja trebuie să fim gata cu planul de reintegrare. Dar dumneavoastră admiteți că Ucraina nu va mai accepta ca să fie tranzitat gaz rusesc pe teritoriu? Gazprom nu se poate rezerva capacități în Ucraina. Ei o să fie sub sancțiuni. Și atunci, da, s-ar putea ca, de pildă, Moldova Gaz să depună cereri sau Energocom să depună cereri, hai să rezervăm capacități prin Transnistria, prin Ucraina, ca să le dăm gaz în regiunea transnistriană. Exact. Eu vreau să văd cine de la Chișinău să ieșe decizie. Mai mult, Sergiu Tofilat spune că în scurt timp Gazpromul și-ar putea pierde acțiunile de la Moldova Gaz din cauza nerespectării condițiilor contractuale către statele europene. Eu cred că în curând Gazprom și-ar putea pierde acțiunile sale Moldova Gaz. Și vă spun de ce. Da. Și cum? Anul trecut, Gazprom unilateral a închis gazul la majoritatea țărilor Uniunii Europene. Și ele au dat în judecată Gazprom. Așa. Acum, pretențiile la furnizori din Europa față de Gazprom, voi trebuie să ne dați gaz, nu ne-ați dat. Pretențiile depășesc 21 de miliarde de euro. Bun. Așa, puteți să falimenteze și Gazprom. În scurt timp, Gazprom a spiart de arbitrajul. Și toți furnizorii aceiași caute să vadă ce patrimoniu are Gazprom în afara Rusiei ca să-l aresteze. Chiar dacă Republica Moldova nu mai depinde de gazele rusești și din decembrie 2022 importă gaze din România prin gazoductul Iași-Ungheni, malul drept depinde în totalitate de rețelele electrice din stânga Nistrului și importă aproximativ 80% din curentul consumat de la centrala de la Cuciurgan din regiunea nerecunoscută. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți pe străzile capitalei dacă problema transnistriană ar putea fi soluționată dacă partea stânga a Nistrului nu ar primi gaz din Rusia. Tot ce posibil pârghia economică va rezolva. Problema nu e în gaze, problema e mult mai avansată. Nu are, ce este nu are nimic cu gaze. S-ar rezolva. Dar în ce fel? În felul să debrăsăză de toată banda și de acolo, de ruși, și treacă cu noi mai mult, dar nu e cu un picior aici cu unul acolo. Tolică este Rusia перестане влиять на Приднестровье. Все. Приднестровье – это Молдова. Молдова – это отдельное государство.
там пока Россия там влияет, там порядка не будет. Cred că asta este un mare rol în politica noastră, dar eu cred că sunt și mai multe, mai profunde întrebări la treaba. Dar cât de importantă latura aceasta economică în conflictul transnistrean? Cred că e foarte importantă. Nu prea cred. De ce? Nu, acolo nu constă doar partea economică, cred că sunt și alte aspecte foarte importante care trebuie luate în calcul. Vă referiți la geopolitică? Cu siguranță. E un factor decisiv care e greu de-l scos din capul oamenilor. Dar de unde să-l primească? Nu, dacă nu o să fie gratis, o să fie nevoit să achite, eu cred că ar fi un pas mare spre rezolvarea problemei transnistrene. Cum explicați că partea rusă livrează gaz gratis transnistrenilor? Trebuie să vedem. Au desigur că interesă, de asta și le livrează gratis. Pe cum? Gratis. Pe datorii. De atâta că rușii sunt foarte cu interesați să ții băcățica asta de pământ? Pentru că acolo majoritatea ruși trăiesc. Clar că nu e echitabil și noi suferim lucrul acesta, dar sunt guvernare care trebuie să hotărască întrebarea aceasta. A ce mă și vliați? Это так экономическое, да? Естественно, это вполне, это все знают, все понимают это. И в Приднестровье все понимают, там тоже не дураки все. Ну, так выгодно им пока, так удобно. Те, кто ими там руководит, им удобно, чтобы так было, чтобы не было порядка хорошего. Ну, я у интереса, и Мариш Вазик, и Лукряза Пентруей, аста им импортант. И шаг интересу лор. Ну, что так, и gratis, а un cost simbolic, să zicem, da? Dar asta e politica. Inclusiv o politică dusă de guvernul nostru. Credeți și guvernul nostru este interesat ca problema transnistreană să nu fie rezolvată? Nu. Nu cred, dar nici nu cred că este interesat să o rezolve în timpuri mai mari. Cât de mult vă îngrijorează o posibilă criză energetică în stânga Nistrului? Mă îngrijorează, fiindcă acolo locuiesc oamenii noștri. Asta mă îngrijorează, sigur. Cred că mai tare mă îngrijorează criza care la noi poate fi prin intermediul acum cum este contractat. Știți că eu am sora acolo, dar nu m-am gândit la întrebările astea. Sigur că e foarte important energia pentru toți noi. E foarte important. Mult mă îngrijorează, mai ales pentru copiii noștri, fiindcă știți, nu o să aibă căldură, nu o să aibă gaz, nu o să aibă, știți cum, electricitatea mai ales acum. Nu știu, nu aș spune că mă îngrijorează, oricum ar face parte și ei din noi, dar nu știu, cred că ce sunt neutru în privința asta. Credeți că asta nu va ne afecta și pe noi direct? Da. Cred că într-o oarecare măsură ne va afecta, oricum nu ne putem separa în totalitate. Vom fi afectați, vrem, nu vrem. Opțiunile și condițiile de livrare a energiei electrice din România în cazul în care nu se reușește semnarea unui contract cu centrala electrică de la Cuciurgan au fost discutate de ministrul energiei Victor Parlicov cu omologul său român Sebastian Ioan Burduja. Ministrii Energiei de la Chișinău și București au avut o întrevedere în cadrul căreia au abordat mai multe subiecte legate de relațiile bilaterale pe domeniul energetic, inclusiv ultimele evoluții din Republica Moldova și regiune. Ministrul Parlicov și-a exprimat încrederea că extinderea operatorului pieței de energie electrică și gaze naturale din România în Republica Moldova va crea piața de energie și impulsiona alte proiecte inițiate de Ministerul Energiei, cum ar fi contorizarea inteligentă și introducerea tarifelor diferențiate. Oficialii au trecut în revistă evoluțiile pe cele trei proiecte de interconexiune energetică cu România, Vulcănești-Chișinău, Bălți-Suceava și Axa-Chișinău-Iași. De asemenea, au fost discutate oportunitățile de investiții românești în sectorul energetic al Republicii Moldova. Participarea Chișinăului în extinderea operațiunilor centralei nucleare de la Cernavodă, dar și extragerea gazelor naturale din Marea Neagră.
Societatea ar trebui să fie informată despre ce înseamnă Alianța Nord-Atlantică. Această umbrelă de securitate NATO a devenit o sperietoare în rândul moldovenilor. De asta s-au ocupat mai mulți actori politici finanțați de Kremlin, o spune ex-ministrul apărării, actualul ambasador în Regatul Belgiei, Viorel Cibotaru, reprezentantul Moldovei la NATO. Flancul estic al NATO s-a consolidat ca niciodată. Deci niciodată n-a fost atât de securizat flancul estic și inclusiv pe zona de sud, cum este el astăzi. Și NATO este gata astăzi, nu doar prin declarație că va apăra orice milimetru a teritoriului Alianței, unde, din care parte nu s-ar afla, dar este gata să preîntâmpine într-un mod eficient orice tentativă de a ataca acest teritoriu. Moldovenii nu sunt încă pregătiți să accepte ideea posibilei aderări a țării la NATO, iar aceasta este o consecință a propagandei rusești și a politicii duse de guvernările proruse de până la 2021, care au făcut din NATO o sperietoare, nu o umbrelă de securitate, crede Viorel Cibotaru. Republica Moldova ca stat trebuie să desfășoare atât niște campanii de conștientizare și de informare absolut corecte, de să aibă o politică de comunicare strategică și o comunicare adecvată cu oamenii din diferite raioane, nu doar din raioanele din sudul țării, cu privire la explicarea atât a rolului Alianței, cât și a caracterului relațiilor noastre, dar și a beneficiilor și a rezultatelor pe care le are aceasta. Vrem noi sau nu vrem, dar Republica Moldova astăzi este securizată grație inclusiv eforturilor Alianței Nord-Atlantice și a unor membri. Rusia sfidează neutralitatea Moldovei de peste 32 de ani, menținându-și ilegal trupe și depozite uriașe de armament în regiunea transnistreană, din care se alimentează regimul separatist de la Tiraspol. Acest statut este respectat de toate statele membre Alianței Nord-Atlantice, de Uniunea Europeană, de vecinii noștri, cu excepția Federației Ruse. Prin staționarea trupelor, prin acele acțiuni a războiului hibrid pe care le-au întreprins în ultimul timp. Republica Moldova nu are posturi de televiziune pe teritoriul Federației Ruse și să transmite emisiuni de manipulare și dezinformare cum o face Federația Rusă, ca să vă dau cel mai simplu exemplu. Nu este suficient ca un stat să-și asume neutralitatea, dar este necesar să existe garanții internaționale cu privire la respectarea neutralității de către alte state, mai spune ambasadorul. Nimeni nu vrea declanșarea celui de-al treilea război mondial și asta înseamnă pace. Și fără NATO nu există pace. Aceasta vreau lumea să înțeleagă. Nu izolarea, nu fuga de la soluționări. Inclusiv și Republica Moldova, prin acest mecanism de consultări politice, a primit accesul la deciziile care se iau. Țările membre NATO susțin integrarea europeană a Republicii Moldova, iar blocul militar își va mări sprijinul politic și practic pentru Moldova. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, care este așteptat în această săptămână la Chișinău. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei ce cunosc ei despre NATO. Știu că este un bloc militar care, într-un fel, este antagonist Rusiei. Știu că este un bloc care își apără membrii de o eventuală agresiune. NATO, cum îi spune, avem o umbrelă care ne apără. NATO este o alianță nord-atlantică în care sunt membri mai multe state, între care Statele Unite, foarte multe țări europene, și există un principiu: în cazul în care o țară este atacată, se consideră că toate țările membre NATO sunt atacate și respectiv ele sunt obligate să ajute țara atacată. Cum s-ar schimba situația în Republica Moldova dacă Ucraina aderă la NATO? Cred că ar fi un pas care îl face Ucraina să-l urmăm și noi. Ar fi un exemplu. Ucraina în NATO? Da, Ucraina vrea de NATO, vleze, este bezpălezne. Nu vrea de делать nicio, eu tăi nu văzmut prostă. În principiu, se răzbijale. Moldovii, eu знаю, не знаю, ce buie.
noi vedem ceea ce face acum Rusia în Ucraina și cu siguranță nu ne dorim acest lucru. Noi deja avem armata rusă în Republica Moldova și eu cred că peste ceva timp, după ce Ucraina numai decât va câștiga, vom intra și noi și Ucraina în NATO. Sau cel puțin noi vom fi un stat între două state NATO. Dacă duminica viitoare ar fi un referendum la care ar trebui să răspundeți, Republica Moldova stat neutru sau stat membru NATO, cum ați vota? Stat membru NATO, numai decât. Noi trebuie să avem securitate. Și unirea cu România. În primul rând, securitate. Noi să avem o umbrelă de fier. Noi acum suntem ca frunză pe apă. Noi trebuie să fim securizați și asta ar fi o soluție. Luce și bila neutrală. N-am NATO, păca можно, păca не нужно NATO. Credeți să fii neutru, un stat neutru și gata. Cum credeți? Ce avantaje aduce neutralitatea? Că nu depinde de nimeni. Eu aș vota membru NATO să mergem pe picioarele noastre. Ar avea un avantaj când ne-ar apăra. Ar avea toate instrumentele pentru apărare. Eu sper că NATO nu ne poliezit. Eu aș vota cu siguranță ca să fim membru NATO, deoarece toate țările care sunt membri NATO iau o numită apărare și atunci o țară agresoare cum este Rusia nu va îndrăzni să ne facă nimic. Și țările care până acum au avut neutralitate s-au cerut în NATO și atunci există această siguranță. La Chișinău este așteptat Mircea Gioană, secretar general adjunct NATO. Ce întrebare ați dori să-i adresați? Dacă e să vorbim doar de NATO, Mircea Gioană știu că este român și l-aș întreba când facem unirea. Какие планы есть у НАТО? И, во-вторых, я хотел его спросить, нравится и любит ли он Молдову, наш народ? Ce reforme militare ar trebui noi să îndeplinim pentru ca să fim gata de a depune cerere de aderare la NATO? Sarcina instituțiilor de stat este de a se asigura că alegerile din noiembrie sunt libere și corecte. Orice tentativă de a denatura votul popular trebuie sancționată. Declarația a fost făcută de secretarul general al guvernului, Artur Mija, în perspectiva alegerilor locale generale din 5 noiembrie. Cei care planifică fraude electorale trebuie să știe că instituțiile statului nu vor tolera acțiuni de subminare a democrației și ordinii constituționale, susține Artur Mija. Au fost elaborate proceduri de intervenție pentru depistarea mitei și organizarea concertelor electorale. Statul va sancționa dur orice încercare de furt al voturilor, de influențare a alegerilor din afara țării, și orice implicare de bani murdari. Astfel, pe dimensiunea guvernului a fost creat grupul de lucru pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare bunei desfășurări a scrutinului din 5 noiembrie. Până acum au fost organizate două ședințe a acestui grup de lucru cu participarea inclusivă a reprezentanților Comisiei Electorale Centrale, a Consiliului Audiovizualului și SIS. Instituțiile statului să ofere sprijinul necesar Comisiei Electorale Centrale pentru verificarea legalității finanțării campaniilor electorale, așa încât orice donație suspicioasă să fie depistată și pentru neadmiterea utilizării resurselor administrative și asigurarea egalității concurenților electorale. De asemenea, au fost elaborate proceduri de intervenții pentru depistarea mitei, organizarea concertelor electorale, transportului organizat către secțiile de votare și a altor situații de încălcare a normelor electorale. Secretarul general al guvernului a adăugat că banii murdari pot denatura alegerile și rezultatul acestora. Și mai grav este când acești bani vin din exterior, din afara țării, ceea ce pune în pericol însuși conceptul de suveranitate a Republicii Moldova. Statul trebuie să se asigure că voința reală a cetățenilor este respectată și garantată. Mă adresez și cetățenilor. Stimați cetățeni, să fim atenți, să monitorizăm și să semnalăm către poliție și organele electorale de circumscripție orice situație de potențială fraudare, mită electorală sau corupere a alegătorilor.
Deja apar falsuri despre alegeri. Dezinformarea în campanie se va intensifica. Vreau să îndemn cetățenii să se informeze din surse oficiale, să nu cadă în capcana minciunilor. Vă asigur că instituțiile statului vor vedea strict desfășurarea alegerilor, așa încât fiecare vot să fie respectat și procesul democratic să fie consolidat. La alegerile locale generale din Republica Moldova, care se vor desfășura la data de 5 noiembrie, urmează să fie aleși 898 de primari, peste 1100 de consilieri raionali sau municipali, precum și peste 10400 de consilieri orășenești și sătești. În luna august, mai multe produse alimentare s-au ieftinit, unele chiar și cu 9%, informează Biroul Național de Statistică. Cel mai mult s-au ieftinit fructele și legumele. Vocea Basarabiei a fost la piață și a întrebat cumpărătorii cum le par aceste ieftiniri și dacă comercianții se bucură de mai multe vânzări în ultima perioadă. Datele Biroului Național de Statistică arată că luna trecută legumele s-au ieftinit cu aproape 9%. De exemplu, în Piața Centrală, un kilogram de roșii costă 12-13 lei. Pentru un kilogram de castraveți, oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunar între 20-30 de lei, iar un kilogram de ardei costă 16-18 lei. Ceapa poate fi cumpărată cu 6-8-9-10 lei kilogramul, iar în timp ce morcovul costă 8 lei și cartofii s-au ieftinit cu aproape 5 lei, acesta fiind la un preț de 7-10 lei kilogramul. La Piața Centrală din Chișinău, cele mai mari cozi la tarabele cu fructe și legume sunt de dimineață. Vânzătorii au grijă să pună în față cele mai proaspete produse, care mai au încă strop de rouă pe ele, încât îți lasă gura apă când treci pe alături. Vinitele s-au ieftinit, ceapa îmi pare că era 15, azi 10, s-au ieftinit. Moldova când strânge roadă, clar că noi roadă e multă, clar că e se ieftinește. Când apare un deficit de ceva, se mărește. Ia că afinele erau 120, astăzi 200. Vrem și afine, nu numai roșii. Pieri, pătlăjele și verdeațe. Și cât ați scos din buzunar? Și-am dat 300 de lei. S-au ieftinit legumele? Este, nu? O leacă e mai ieftină, îmi pare că azi. Ați, nu știu, mai multe vă cumpărați acum de o sumă anume? Da, nevasta s-a dus mai vadă, e doritor și mai ieftinească o leacă. Pentru noi pensionarii foarte bine și de dorit fiind cu mai ieftin, dar asta e situația. Ce vreți să cumpărați astăzi? Niște gogoșari, dar nu-i văd. Și vreau, dar văd că-s 12 lei. Bineșor. Producția de acum mergem înspre toamnă. Să înțelegi că producția se reduce. Ea o să coste mai scump. Asta e ceva real. Adică doar pentru o lună credeți că s-au ieftinit legumele? Poate numai pentru o lună, da. S-au ieftinit. Ce anume ați oferat? Pierje chiar am cumpărat cu 5 lei. Fructele, da? Da. Legume, acum ce ați cumpărat? Vânătă. Și pentru ce preț ați dat? 10 lei. Astăzi mai merge acasă mai mult cu fructe. Din legume, dar roșii. Comercianții spun că anul acesta a fost roadă bună și de aceea și prețurile au scăzut. Au pe deal, cred că sunt mult pe deal. De roadă au început cu... Asta e toamna, vine și tot vremea și mult roadă și de tăși s-o ieftinit o leacă este. Roșiile cu cât s-au ieftinit? 2 lei, 3 lei, așa ceva. Oamenii, am văzut că aveți foarte mulți oameni. Da, eu și cumpăr. Am o cât sunt. Multe legume s-au ieftinit. Da, vânăta s-a ieftinit. Era tot 13-15 cu 10 și aia este roșii. El de eu și put sezonul lor de tai și așa mai ieftinit. Roșii s-au ieftinit un pic, chipietii s-au ieftinit un pic. Cu cât? Acolo cu vreo câțiva lei, vreo 3-4 lei, nu mult. Cam așa ceva. Alte produse? Ceapa s-a ieftinit, chiar mai scumpă. Față de luna trecută, luna asta e încă mai bine. Mai bine. Vânzările au crescut dacă da. Da. Au ajuns cu vreo lună urmă până la 15-20 de lei, dar acum ele s-au ieftinit, că e mult cartofi la noi. Cât costă acum? 10 lei. Care ar fi explicația că s-au ieftinit? Explicația că la noi se produc și sunt multe. Acum este roada și de astea. Da, este multă roadă.
În schimb, în luna august s-au scumpit ouăle de găină cu 17%. Totodată s-au majorat prețurile medii de consum la mărfurile nealimentare cu circa 0,4% și la serviciile prestate populației cu 0,2%. De asemenea, au crescut prețurile la combustibil și carburanți cu 3,4%. Lista membrilor Comitetului Executiv al Găgăuziei, propusă de Bașcanul Evgheni Aguțul, ar putea fi agreată la o nouă ședință a adunării populare de la Comrat, care va avea loc miercuri 13 septembrie. Conform Nocta.md, de această dată, toți cei 9 candidați au promovat proba la limba găgăuză, obligatorie pentru a fi numiți în funcții. Conform proiectului ordinii de zi, pe lângă votarea Comitetului Executiv al Regiunii, mai urmează să fie numiți funcționari la Comrat, Vulcănești și Ceadărlunga. Anterior, aleșii locale au avut 6 ședințe, la care, din diverse motive, nu au aprobat lista candidaților înaintați de Evgheni Aguțul. Printre justificările despre care s-a vorbit, era faptul că aceștia nu cunosc limba găgăuză, sunt apropiați de partidul declarat neconstituțional Șor, dar și faptul că lista ar fi fost întocmită cu greșeli. Comentatorul politic Anatol Țăranu susține că problemele politice în autonomie vor fi soluționate, dar încercarea lui Șor de a subjuga găgăuzia a eșuat. Găgăuzii, așa cum sunt ei, acum vorbesc despre politicienii găgăuzi, și-au dat seama. Stai, dar cu ce ocazie? A venit un om care este condamnat de abenirea de justiție. Toți cunosc că el a delapidat și el vine încoace la noi în găgăuzie și indictează de pe pozițiile unui uzurpator. Această componență a Consiliului găgăuz a demonstrat că ei nu sunt tentați să îndeplinească orice capriciu al ușor. Va fi un proces extrem de complicat și conflictele între Bașcanul, care nu are capacități manageriale și nu are talent politic, asta se vede, vădit, și ea există atâta timp Guțul cât există în spatele ei Șor. În luna mai, Ministerul Educației și Cercetării a dat startul înscrierii la Programul Național privind învățarea limbii române. Aceasta este destinat inclusiv adulților care vor să-și perfecționeze cunoștințele. Directoarea ANTEM, Lucia Cucu, care este și profesoară de română în Comrat, spune că în regiunea autonomă găgăuză a crescut interesul pentru studierea limbii de stat. Lucrurile s-au schimbat spre bine și consider că acum și cu programul național și cu persoane care declară deschis că vor să învețe limba română și au început totuși al limbii noștri să vorbească limba română, cred că și în găgăuzia lucrurile se vor schimba și nu m-ar mira ca lucrurile să fie chiar mai bine decât în alte regiuni. Dacă să nu implicăm politicul la mijloc, da? Vorbim despre oamenii simpli, despre profesorii din Găgăuzia, despre părinții care au copii la școală în Găgăuzia și când vin și spun, doamna Lucia, dar eu vreau o carte pentru copilul nostru, aveți niște cărți cu Nicu și Leanca care învață limba română și noi vrem și copiii noștri vin acasă de la grădiniță și ne spun, uite, eu am învățat că asta în limba română așa sună. Tata, dar tu știi cum în limba română? Dacă este dorință, orice este posibil, iar învățarea limbii române devine mult mai ușoară, spune Lucia Cucu. Mai mult, profesoara precizează că în ultima perioadă cei mici sunt dornici să cunoască română. Se vorbește rusă pentru că sistemul de educație este în rusă, deși acum a început și sunt și ore în limba găgăuză, dar vreau să spun că lucrurile s-au schimbat din considerentul că astăzi, în Găgăuzia, grădinițele, toate 57 de grădinițe din Găgăuzia, se predă româna, găgăuza și a treia limba rusă. Adică, dar se pune accent pe română și pe găgăuză pentru a ridica nivelul acestei două limbi la valoarea care trebuie să o aibă. Și acest lucru se întâmplă în fiecare grădiniță. Dacă anterior locuitorii din Găgăuzia erau reticenți față de studierea limbii române, acum aceștia au înțeles că doar așa se pot integra cu succes în societate, mărturisește directoarea ANTEM. Dacă în 2015 părinții erau reticenți când am venit cu programul de educație bilingvă ca să înveți copiii româna și găgăuza, părinții spuneau că da, voi vreți să ne asimilați, că să nu mai fim ca a trecut jumătate de an și părinții au început să vină la lecții cu copiii. Sunt lucruri
foarte frumoase. La guvern au fost premiați participanții care au obținut cele mai bune rezultate la Marea Dictare Națională, organizată pentru prima dată pe data de 31 august, de Ziua Limbii Române. Potrivit rezultatelor, 5 persoane au primit nota 10 și alți 57 de participanți au obținut nota 9. Cei care s-au ales cu 10 s-au ales și cu vouchere în sumă de 2500 de lei la o librărie. Cebanu Natalia, studentă la pedagogie și educatoare. Dintre cei care au obținut nota 9 se numără 9 elevi, 9 studenți, 7 profesori și lucrători din domeniul educației și alți reprezentanți ai altor profesii. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și ați acceptat această provocare de a veni la Marea Dictare Națională și de a vă autoevalua cunoștințele de limba română. Pentru noi acest eveniment va deveni unul tradițional. Credem că este un mod foarte bun de a celebra Ziua Limbii Române și vom continua și pe viitor. Felicitări pentru cunoștințele excelente de care ați dat dovadă și sperăm noi că la anul viitor vom avea cel puțin un număr dublu de participanți care o să urmeze modelul vostru, dar de altfel vă așteptăm și pe dumneavoastră anul viitor. Circa 450 de persoane, copii, tineri, adulți, dornici de a-și testa cunoștințele la limba română, au participat la Marea Dictare Națională, organizată de Ziua Limbii Române. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul voceabasarabiei.md, dar și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!